Slăviți și binecuvântați să fie Dumnezeul nostru în această seară. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Vreau mai întâi, de la început, să vă spun că vă simt oboseala până aici în față. Se vede pe fețele voastre, se vede pe starea voastră. Sunt și eu obosit cu vocea, de asta n-am mai vrut să mai cânt o cântare. Am spus la Cosmin, te rog, mai dă-mi o pauză și mie. Și dacă îmi doresc un lucru, este ca în această seară să ne deschidem inimile pentru cuvântul lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu a pregătit un cuvânt pentru noi, pentru că nu prea m-a lăsat să dorm noaptea din cauza asta. Și știu când Dumnezeu vrea să spună ceva bisericii, o spune. Pentru întărirea bisericii, pentru ridicarea bisericii, pentru creșterea bisericii. Și dacă putem face ceva în această seară, ceva, și dacă puteți să mă ajutați cu ceva în această seară, este să fiți mai zâmbăreți, să-mi dați așa o energie pozitivă când mă uit la voi, ca să-mi transmiteți putere, ca să-mi transmiteți curaj, ca să-mi transmiteți că sunteți aici cu mine și nu sunt singur în seara aceasta mare. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Aș dori această seară să ne ridicăm în picioare și să ascultăm textul care ne stă în față pentru predică. Este același ca de dimineață, titlul spune despre o pocăință autentică, o viață diferită, însă în această seară avem acest text din 2 Petru 1, capitolul 3, la versetul 11. Și haideți să dăm citire, 2 Petru 1, 3 la 11. Sau haideți să citim tot, capitolul de la versetul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slavă și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă veți avea din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți aceste lucruri, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și vă rog, înainte să luați locurile, să dați mâna unii cu alții și să vă binecuvântați în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți în această seară. Haideți să ocupăm locurile. Cei ce ați fost dimineața, am auzit încă de dimineață o încărcătură de învățătură destul de grea, destul de bogată. Dar vreau să spun că orice învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu este benefică pentru biserica de astăzi. Pentru că biserica crește prin învățătură. Dacă n-am avea Cuvântul lui Dumnezeu, am fi tot copilași. Am fi tot la început. Dar slăvit să fie El care ne-a lăsat cuvântul, ne-a lăsat învățătura și mai mult de atât avem nevoie de o inimă deschisă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Că oricât v-aș spune eu și oricât v-ar vă îndemna Duhul Sfânt în această seară, dacă inima noastră este închisă și dacă nu dorim să învățăm ceva, dacă nu dorim să creștem, vreau să spun că Duhul Sfânt nu ne învață cu forță dacă nu vrem. De aceea spun și eu, vorbește Doamne, că robii Te ascultă. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Avem această carte 2 Petru care, așa după cum ați observat prin citirea ei, este o carte destul de greoaie, destul de complicată de citit. Petru, un personaj care ne este foarte cunoscut, în 1 Petru, în prima lui epistolă, ne spune mult despre suferința Domnului nostru Iisus Hristos
Și în această a doua epistolă, el ca autor îți spune numele deja din primele versete care le-am citit. Această a doua epistolă o scrie bisericilor din Ponț, din Galația, din Capadocia, Asia și în Bitania. Aceste biserici care îi vorbește fac parte din mandatul care Petru l-a primit ca rob și apostol, așa cum se prezintă de la început, al lui Iisus, care l-a primit la Marea Tiberiadei. Vedem că de la începutul cărții, căci cartea aceasta, 2 Petru, ne vorbește și tema cărții este de a cunoaște mai mult despre Hristos, de a-L cunoaște. Pentru că mai mult de 13 ori, doar în 3 capitole, și sunt doar 3 capitole în 2 Petru, ne vorbește despre cunoaștere. Și este foarte important să vedem, de fapt, pentru cine este scrisă această epistolă și asta vedem deja de la începutul epistolei, de la primul verset. A lui Iisus Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. În capitolul 3, primul verset spune așa: prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Și noi, în această seară, și eu în această seară, nu-mi doresc nimic mai mult decât să trezesc mintea noastră, să trezesc Duhul nostru, ca să ne dea Dumnezeu putere să alergăm, să ne cutem alergarea. Pentru textul din această seară, Petru se adresează credincioșilor de peste tot. Și scopul cu care scrie el această carte, și vă rog să fiți foarte atenți la aceste două cuvinte care le formulez așa, el vorbește și se explică foarte mult despre evenimentul mântuirii și procesul maturizării. Sunt două cuvinte care ne întâlnim în această seară și vom auzi mai mult despre el în această seară, pentru că dorim să vorbim despre o viață diferită. Și Petru a fost un om cu o viață diferită față de ceilalți. În scrierea aceasta, în epistola lui, este scrisă undeva în anul 64 după Hristos, spre sfârșitul vieții lui Petru. O scrie cartea aceasta spre sfârșitul vieții lui, unde este mai bătrân, unde este mai matur, unde are mai multă învățătură. Undeva aproximativ 30 de ani după ce Hristos s-a înălțat la cer, Petru era în închisoare și de acea închisoare transmite bisericilor aceste versete care le-ați citit. Și dacă înțelegem mai clar perioada aceea, ce s-a întâmplat atunci, noi citim asta și poate nu ne dăm seama atunci când citim în ce circunstanțe s-a scris acest text. Vreau să spun că era în Roma sub domnia lui Nero. O domnie crudă. Un împărat groaznic. Știm cine a fost Nero, știm că Nero și-a omorât toată familia lui singur, toți din casa regală el a omorât cu mâna lui. Până la urmă și el singur s-a spânzurat la vârsta de 32 de ani. A vrut să ardă toată Roma, să o distrugă și să o facă după planul lui, cum a crezut el că ar fi bine să fie Roma. Sub domnia aceasta, când creștinii au fost prigoniți, a fost arși de plăcerea lui Nero. Spune istoria că creștinii erau puși ca niște flăcări arzătoare în curtea cea mare a lui Nero și Nero se plimba cu calul prin curte fluierând și uitându-se la creștini cum ard acolo ca felinare în curtea lui, de plăcerea lui. Când creștinii erau martirizați și dați leierul de distracția poporului, într-o vreme ca aceea, Petru din închisoare, nu în libertate, din închisoare scrie aceste două epistole către biserica lui. În prima epistolă încă creștinii nu erau prigoniți. Petru a avut de-a face cu ei. Petru nu era închis în prima epistolă. În a doua epistolă, Petru era deja închis. Și cunoscându-i pe cei care în libertate, acum le scrie când ei erau în lanțuri, când ei erau între lei. Și spune așa ceea ce noi astăzi nu înțelegem în versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Trebuie să ai o maturitate mare spirituală. Când într-o circunstanță ca aceasta, tu să spui: totuși, harul și pacea Domnului vă este de ajuns. Și pentru textul din această seară, ca să ne fie mai ușor de a înțelege textul acesta, Petru spune aici despre acest proces al maturizării spirituale, el se folosește de o imagine foarte frumoasă, de o imagine foarte practică care vreau să aduc înaintea voastră ca să reține mai ușor tema de astăzi. Și este vorba de o scară. Și am să numesc scara lui Petru. Și dacă aș fi avut o scară, v-aș fi pus aici în față.
Pentru că știu că tot ce vă aduc în față, în pilde și în lucruri și în obiecte care noi le avem în fiecare zi, le ține-mi ușor minte. Scara lui Petru. Despre ce scară vorbim aici? Petru, la fel ca Iisus Hristos, probabil că de la el a învățat, să folosește de o parabolă sau o pildă ca să explice oamenilor tainele lui Dumnezeu, pentru că este greu de înțeles de multe ori. Și aproape deloc pentru unii tainele lui Dumnezeu. Dar prin această pildă care o spune Petru aici, prin această scară, înțelegem textul mai bine. Pentru că atunci când ai o scară, ori de câte ori vedem o scară, știm că cu această scară a fost construită pentru ce? O scară de lemn, dacă își pune aici în față. A fost construită ca noi să urcăm și noi să coborâm, nu? Folosim această scară ca să ne ajute să depășim limitele noastre. Dacă eu sunt mai mic și trebuie să ajung undeva mai sus, folosesc această scară ca să ajung la destinație. Dacă sunt undeva jos și trebuie să ajung undeva sus, folosesc această scară construită de oameni, pentru că oamenii nu zboară, ca să pot să ajung acolo mai sus. Și această scară despre care ne spune Petru aici, această scară avem și în partea duhovnicească. Și adică aici Petru vorbește despre o scară, despre o ridicare duhovnicească, despre o scară, despre o ridicare la verticală. Și el să folosească această scară care are 8 trepte. Din această imagine, și înainte să ne folosim de această imagine și de aceste 8 trepte, aș vrea mai întâi să înțelegem un lucru. Înainte ca Petru să vină în versetul 5 să ne spună toate aceste trepte, treaptă cu treaptă, care trebuie să urcăm pe această scară, el mai întâi ne face de cunoscut voia lui Dumnezeu pentru noi, planul lui Dumnezeu pentru noi și parteneriatul și lucrarea lui Dumnezeu cu om, care avem începând cu versetul 2 și 3. Pentru că știm că Dumnezeu, nu omul, Dumnezeu a realizat mântuirea. Slăvit să fie numele Lui. Despre mântuire s-au scris multe cărți și încă nu destule, să vor scrie mult mai multe cărți despre mântuire. Dar să știm un lucru, că Dumnezeu a avut planul de mântuire, nu omul. Salvarea a venit din partea Lui, slăvit să-i fie numele Lui. Și ca să înțelegem mai ușor un pic, haideți să privim Trinitatea și mântuirea. Dumnezeu Tatăl a proiectat mântuirea ca și un arhitect. El a proiectat ca și un arhitect cum face o casă. Toate planurile în detalii, El a făcut planul, El s-a gândit la cel mai mărunțit și detalii. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul a avut acest rol de a lua acest plan de la Tatăl și de a-l realiza în viața Lui pe pământ, în a-l pune în practică. Asta a fost lucrarea Dumnezeu Fiul Iisus Hristos. Iar Dumnezeu Duhul Sfânt a luat acest plan realizat de la Iisus Hristos și l-a dus la mine și la dumneata și la lumea întreagă, slăvit să-i fie numele Lui. Și spune aici în versetul 3, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot. Nu jumate, nu un sfert, nu că ar mai încăpea, ci tot. Asta înseamnă că noi astăzi nu ne putem plânge că mai lipsește ceva din planul lui Dumnezeu de mântuire. Pentru că planul este complet. Planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru mântuire, este 100% complet. Ca noi astăzi să nu putem spune, Doamne, vezi că ar mai fi lipsit ceva acolo, nu-i chiar complet. Era bine dacă făceai așa, poate era bine să fie așa. Planul lui Dumnezeu de mântuire este complet și a fost realizat. El a făcut totul, ne spune 2 Petru, versetul 3. Tot ce ne trebuie Dumnezeu a pregătit și a dăruit deja pentru noi. Slăvit să fie numele Lui pentru aceasta. În versetul 4 spune mai departe, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Aproximativ cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu și-a făcut datoria pentru noi. Și-a încheiat planul pentru noi. Noi nu mai avem ce să așteptăm la Dumnezeu, Doamne, oare ce plan ai mai pregătit acum pentru noi în secolul nostru? Ce să mai așteptăm? Oare ce vii nou la noi acum, pentru că noi suntem o generație care vrem tot lucruri noi. Vreau să spun că totul deja a fost făcut acum 2000 de ani și a fost închis acum 2000 de ani. Și acum vine Apostolul Petru, ca să înțelegem mai bine la ce vreau să spun, în versetul 5 și în versetul 5 Petru ia aceste reflectoare mari de pe Domnul Iisus Hristos, ia reflectoarele de pe Dumnezeu, pentru că ei și-au încheiat planul, și pun reflectoarele pe noi oamenii, pe noi biserica. Și în versetul 5 începe așa, de aceea dați-vă și voi toate silințele.
Adică Petru vrea să ne spună aici așa frumos, Dumnezeu și-a făcut lucrarea Lui. Iisus și-a făcut lucrarea Lui. Acum este rândul vostru de acțiune. Acum este rândul bisericii să facă ceva. Acum este rândul vostru ca credincioși să faceți ceva pentru mine. Și această primă treaptă, aceste scări care vă prezint în această seară, este treapta a credinței. Niciodată un om nu poate să intre în stare spirituală, într-o părtășie cu Dumnezeu, decât prin credință. Amin? Nu se poate. Tot ce vine după aia, vorbirea limbi, darurile, astea sunt toate după credință. Dar la început, la începutul drumului meu cu Dumnezeu este credința. Ca să vă explic mai clar. Noi, material vorbind, fizic vorbind, eu ca persoană care stau astăzi în fața voastră, nu pot să mă duc fizic cu 2000 de ani în urmă ca să-L văd pe Iisus Hristos pe crucea de legă. Nu pot. Pentru că nu s-a inventat mersul în timp. Nu s-a inventat. Nu pot. N-am cum să mă duc să văd atunci când El s-a ridicat din mormânt, să fiu acolo prezent în acea cameră când El spune, ia, în pace vouă, aici sunt. Nu am fost acolo. Eu nu pot să văd, nu pot să fiu martor ocular ca să am dovadă astăzi. Eu nu pot să fac asta, dar prin credință eu pot să fiu acolo la cruce, slăvit să-i fie numele Lui. Și asta, credința aceasta vine de la El. Prin credință eu pot să mă duc în fața crucii și pot să-L văd răstignit pentru mine. Prin credință eu pot asta. Prin trup eu nu pot asta. De aceea, la baza acestei scări, prima treaptă care trebuie să urcăm este treapta a credinței. În versetul 4, partea a doua, spune așa, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Petru spune aici foarte clar că toți oamenii trăiesc în stricăciune. Ce 8 miliarde de oameni, toți, se nasc pe un pământ stricat și păcătos, plin de pofte, plin de provocări. Și astăzi, știți ce strică pe oameni? Pofta. Pofta. Dacă vă uitați mai bine, astăzi, în vremea noastră, când vorbim, nu spunem, eu trebuie să mănânc, că dacă nu mănânc, mor de foame. Eu trebuie să mănânc. Eu astăzi spun, mie îmi place să mănânc. Eu nu trebuie să mănânc înghețată, că eu trebuie să o mănânc. Eu mănânc că îmi place și fac de oricâte ori vreau, oriunde vreau, pentru că îmi place. Îmi cumpăr, nu că îmi trebuie să-mi cumpăr, îmi cumpăr pentru că îmi place. Nu îmi cumpăr că am nevoie de acel lucru în casa mea, în familia mea, pentru mine, îl cumpăr pentru că îmi place. Și noi suntem conduși de plăcere, nu de ceea ce avem nevoie. Uitați-vă la reclamele care le vedeți la televiziune, n-am televizor acasă, dar vedeți reclamele care vin și acasă la voi. Când vi se prezintă o mâncare în față, nu se prezintă ce conține mâncarea și cât de bine vă satură mâncarea. Acea mâncare vă este prezentată cum vă simțiți după ce ați mâncat acea mâncare. Ce bine mă simt, ce relaxat mă simt, ce puternic mă simt dacă mănânc, cât de mult pot eu să fug dacă mănânc, pentru că tot ceea ce lumea încearcă să ne facă este să ne atragă ochii de la cum poate Dumnezeu să ne facă să ne simțim și să ne arate cum poate lumea să ne facă să ne simțim. Este adevărat? Să nu mai eu văd așa. 8 miliarde de oameni se scaldă în pofte și în stricăciune. Iar Dumnezeu, aici în Petru spune, există șansă, există posibilitate pentru acești 8 miliarde de oameni să se ridice de acolo, slăvit să fie numele Lui, să iasă din păcat, să iasă din stricăciune, să iasă de sub pedeapsa și despre mânia lui Dumnezeu, pentru că știm că acolo unde este păcat, acolo unde este deșertăciune, acolo este mânia lui Dumnezeu. Pentru că știm un lucru, în împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic, ce? Întinat, nimic păcătos. Dar întrebarea mai mare este cum să te ridici. Iar pentru aceasta vreau să vă prezint această scară în această seară. Cum să ne ridicăm de la stricăciune la firea acea dumnezeiască la care ne vrea Iisus Hristos să ajungem. Nivelul jos, dacă dați-mi voi să spun, nivelul acel jos pe care stă scara, este acest nivel de poftă și de stricăciune. Este chiar nivelul de jos. Nivelul de sus, ce este chiar sus, este firea dumnezeiască, ținta noastră spre care trebuie să urcăm. Și vestea bună la mijloc este Evanghelia,
care ne spune că se poate ieși de acolo de jos. Dar mulți nu o cunosc. Mulți nu cunosc că poți să iasă din independență, din pofta firii, din lanțul robiei, din lanțul alcoolului, din lanțul țigărilor, din lanțul... Mulți nu știu asta. Dar a fost lăsată pentru noi deja. Și asta mi-a auzit o dimineață. Ne-a fost arătată. Această scară, care, așa cum spune versetul 11, duce spre împărăția lui Dumnezeu, spre rai, este pentru fiecare din noi. Această scară se potrivește pentru orice om, despre întreg pământ, orice culoare ar fi el. Dar numai acel care urcă această scară ajunge la destinație. Deja ai o scară și vrei să ajungi acolo și nu te urci pe ea. N-ai să ajungi niciodată. Așa este și în viața noastră de credință. Credința, dacă vrem să o simplificăm pentru copii, pentru adolescenți, credința, știm definiția Biblia, credință. Dar credința înseamnă că cred tot ce spune Biblia. Amin? Credința înseamnă că eu cred tot ce scrie în Biblie. Simplu, nu? Fără mari explicații. Tot ce scrie în Biblie este adevărat. Dar nu te mira că nu poți să înțelegi de uneori Biblia. Pentru că noi de multe ori dorim să înțelegem cum a fost, cum s-a întâmplat, ce evenimente fizicale, chimice s-au întâmplat de s-a putut realiza un astfel de lucru. De exemplu, un exemplu cu Iona și cu peștele, nu? Iona a fost aruncat în mare, Dumnezeu a trimis peștele, peștele ca submarinul l-a dus la Ninive, l-a scuipat înapoi afară. Ce să înțelegi de aici? Cum înțelegi asta? Aici nu este de înțeles, fraților. Aici crezi sau nu crezi? Nu este de înțeles. Sau când scrie acolo într-o singură propoziție că Dumnezeu a pus soarele pe cer, nu? Căutați pe Wikipedia ce conține soarele. 4, 5, 6 pagini. Și în Biblie scrie o singură frază: Dumnezeu l-a pus acolo ca luminător pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Ce să înțelegi de aici? Aici nu este de înțeles. Cred sau nu cred? Când Iisus îl cheamă pe Petru să pășească pe apă, n-a pășit niciun om înainte lui pe apă ca pe asfalt. Nici eu și nici voi. Cum înțeleg eu aici din Biblie că Petru a pășit pe apă ca pe asfalt? Cum? Nu-i de înțeles. E de crezut. Cred sau nu cred? Asta este credința. Pentru că credința este deasupra logicii noastre. Noi încercăm și logica este foarte bună. Oamenii sunt apreciați care gândesc logic, matematic. Să apreciați, dar logica la un moment dat face punct. Și când logica vine și face punct, vine credința și pune virgulă. Și unde se încheie logica, începe credința. Și această credință o au oamenii și copiii lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu credință în această seară. Și credința aceasta stă la bază acestei scări. Atunci când credința și atunci când crezi, atunci ești pe prima treaptă. Atunci când din această lume a păcatului ai început să crezi, ești deja pe prima treaptă a scării. Dar când crezi și ești mântuit, pentru că mântuirea vine prin ce? Prin frapte, nu? Nu. Mântuirea vine prin credință. Când crezi, ești mântuit, dar atunci ești doar pe cea mai joasă parte a scării. Tu de la credință, la starea ta veche de păcat și la omul cel vechi, ai o singură treaptă în jos. În sus mai sunt mai multe și mai e de urcat. Și aș vrea să înțelegem în această seară, când ești mântuit, când ai ajuns la starea de mântuire, la credință, la fapte, care este cea a doua ștufă, nu este finalul scării. De aici este mai departe. Și despre asta dorim să vorbim în această seară. Credința, așa cum am spus, este prima treaptă și faptele este cea a doua treaptă. Faptele exterioare dovedesc credința care noi avem înăuntrul nostru. Foarte simplu. Faptele care noi le facem în exterior dovedesc credința care noi avem în interiorul nostru. Dar dacă interiorul nostru este murdar, pot faptele noastre să fie bune? Dar dacă interiorul nostru este curat, pot faptele noastre să fie rele? Pentru că ce are omul în inimă aceea și scoate din ea afară. Dacă eu am buzunar o batistă și batista este albă și este în buzunar, se murdărește ea aici undeva? Nu. Este albă, este curată. Dar dacă batista este murdar din buzunar, când o dau afară și omul ce dă afară este numai murdărie și murdărie.
Și spune mai departe, faptele exterioare și ceea ce avem noi, oglindește ce avem noi înăuntrul nostru. Și continuă în versetul 5. Deci credința, ștufa 1, faptele, ștufa 2, și merge cu cunoștința. Nu vi se pare ceva ciudat în ordinea asta? Deci credință, fapte și după fapte vine cunoștința. Dar stai un pic, în lumea noastră de astăzi. Nu mă duc la un medic, stau de vorbă cu el, trebuie să mă opereze, a trecut operația și după aia încerc să spun, domn doctor, dar unde ai făcut studii așa de mari ca să mă operezi pe mine? Și să spune, n-am făcut. Să fac după aia. Pentru că lumea noastră de astăzi nu este cunoștință, fapte și după aia cunoștință. Poate la noi românii mai suntem mai talentați. Noi învățăm meseria făcând-o, da. Dar de obicei trebuie să înveți teologie să predici, trebuie să înveți mecanică să o faci, trebuie să înveți medicină să o practici, nu? Sau vă lăsați mâna pe un mecanic care atunci abia așteaptă să primească mașina ta pe mâna lui, să vadă ce poate să facă. Așa este? Dar ce este interesant că în Biblie spune așa, mai întâi, du-te și fă fapte. Și făcând fapte vei înțelege. De ce este așa? Pentru că, dragilor, de multe ori lucrurile duhovnicești, lucrurile Dumnezeu, nu se pot înțelege teoretic. Lucrurile Dumnezeu de multe ori le înveți făcându-le practic. După aia le înțelegi. Dar să vă spun, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când ai credința, când ai fapta și când ajungi la cunoștință, atunci când citești Sfânta Scriptură seara, când cânți, când te rogi, când deja îl vezi pe Dumnezeu, mare preot acolo sus în împărăția lui Dumnezeu, stând pe scaunul lui de domnie, când vezi poziția lui, când începi să înțelegi din Scriptură cine este Dumnezeu și cine ești tu, când înțelegi ce a făcut El pentru tine, când începi să înțelegi, te transformi singur. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Are. Când începi să-L cunoști, să te întâlnești cu El în rugăciune, să ai experiențe cu El, să ți se întâmple în timpul zilei una și alta, începi să te îndrăgostești de El, dați-mi voie, atunci te schimbi singur, nu-ți mai spune nimeni cum trebuie să te îmbraci, cum trebuie să te tunzi, trebuie să-mi pun batic, nu trebuie să-mi pun batic? Cât de lungă să fie fusta, cât de scurtă, zbun pantalonii, zbuni, vin în bluj. Nu trebuie să te învețe nimeni. Nu trebuie să spună în biserică cum să vii la biserică. Pentru că dacă tu ai ajuns la a treia treaptă, deci tu nu te-ai oprit la prima, nici la a doua. Dacă tu ai ajuns la a treia treaptă de a cunoaște pe Iisus Hristos, le faci singur pentru că îl iubești, îl dorești și îl înțelegi pe El. Este una de a ști pe cineva, nu este una să știi de Dumnezeu, dar este alta să-L cunoști pe Dumnezeu. Mulți oameni știu despre Dumnezeu. Mulți. Dar puțin îl cunosc. Și atunci când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să știm ce vrea de la noi, ce așteptări are de la noi, atunci nu mai putem să stăm nepăsători. Singur ne transformăm. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la această transformare. Aș vrea să trecem mai departe și vreau să vedem, să trecem la partea cea mai grea. Asta începe undeva de la treapta a patra. Dacă această scară are 8 trepte, are două aspecte majore. Prima parte este mântuirea prin credință și pocăință. Sunt acele 3 trepte care v-am spus, credința, fapta și cunoștința, da? Asta face parte de mântuire prin credință și pocăință. Și aici este majoritatea credincioșilor. Pentru că asta este un eveniment în viața noastră. Și cea de-a doua parte, care este mai grea, care sunt mai puțini, este maturizarea, pentru că maturizarea este un proces. Și aici intră dragostea, aici intră înfrânarea, aici intră răbdarea, aici intră evlavia. De aceea mulți oameni așa ușor se mântuiesc. Spus, da, simplu, vii la o seară de misiune, te cercetezi, simți prezența lui Dumnezeu, ridici o mână sus, te predai lui Dumnezeu și nu trebuie o veșnicie să fii mântuit. Trebuie o clipă și ești mântuit. Dar da, să-mi voi să spun, fraților, maturizarea care este pentru noi, pentru cei convertiți, pentru cei pocăiți, pentru frați și membri din Sion. Maturizarea nu se face la o seară de rugăciune în 2 ore. Nici duminică seara în 2 ore.
Nici la o clipă că vreau eu să mă transform. Maturizarea se face în fiecare luni, în fiecare vineri, în fiecare duminică dimineața, fiecare duminică seara și în fiecare zi din viața ta până la venirea Lui. Până atunci tot ne maturizăm. Este foarte ușor să te convertești. Este foarte ușor. În versetul 9 spune așa frumos: dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Dragilor, versetul ăsta nu este pentru cei din lume. Sunt pentru cei din biserică care umblă cu ochii închiși, care au fost curățiți de vechile lor păcate. Aceia sunt. Pentru că este ușor să te convertești. Dați-mi voi să vă dau un exemplu copilului. Un copil la care 2 ani și e dependent de mami. E bine, nu? E frumos. 3, 4, 5 ani este foarte bine. Dacă copilul are 10 ani și tot ceea ce face copilul este dependent de mami, deci îți pui întrebări, stai că are 10 ani. Trebuie să se îmbrace, să se încalțe, să facă un alt, are 10 ani. Dacă copilul are 15 ani, 20 de ani și depinde tot de mami, să-l îmbrace, să-i arate, să facă, deja spui mari probleme. Când copilul este total inactiv și mamei face totul, vreau să vă întreb ceva. Este copilul acela o povară pentru mami? A crescut din afară. Îl vezi cum crește, dar înăuntru este copil. Este povară. Dați-vă voi să spun, fraților, la fel este și în viața noastră spirituală. De la absolut nimic, de la un nimeni, la ceva, a ajuns ușor. De la ceva, la cineva, e mai greu. Hai să vedem viața noastră de zi cu zi pe bauștele. De la un lucru, de la un hilfsarbeiter, la un lucrător ajutător, la un vorarbeiter, la un polir, se ajunge cu muncă și cu râvnă, da. Dar de la un polir la un baumeister sau un șef, deja mai greu. De la bine, de la rău la bine, se ajunge ușor. O clipă de pocăință, o clipă de întoarcere. Dar de la bine la foarte bine, se ajunge mai greu. Și ce spune statistica? Statistica spune că pe cea mai mare parte a bisericilor penticostale creștine sunt formați de oameni convertiți, mântuiți prin credință și care au ajuns doar la aceste 3 trepte. Ăștia sunt majoritatea fraților și surorilor care bat biserice în ziua de astăzi, nu la noi, pe toată Europa și în toată lumea. Și știți cum îi vedeți pe acești oameni? Vă spun eu cum îi vedeți. Să nu credeți că am ceva cu cineva sau mă refer la cineva. Sau eu când am stat acasă și m-am gândit la aceste lucruri, m-am uitat la mine. Și dacă Dumnezeu vă vorbește vouă astăzi, slăviți să fie numele Lui, că e la Duhul Sfânt și este pentru noi, pentru toți. Dar în primul rând mă vizează pe mine. Acești care sunt la aceste 1, 2, 3 trepte sunt mofturoși, sunt inactivi, spune studiul, nu eu. Sunt inactivi în biserică, sunt supărăcioși, nu produc nimic, doar consumă. De ce? Pentru că ăștia sunt copii. Copii la 1, 2, 3 trepte. Pentru că numai un copil consumă și nu produce nimica. Copilul meu de acasă nu produce nimica. În casa mea numai consumă. Copiii voștri mici produc ceva? Nu produc, pentru că sunt copii. Dar de ce în biserică să fie doar copii mici? Care numai consumă, pentru că ei nu s-au ridicat mai mult de la primele 3 trepte, de la partea aceasta despre mântuire și credință prin pocăință. Un copil nu se naște la 20 de ani. Un copil, dacă un om se convertește din lume, nu l-ai gata matur în biserică, nu. Nașterea e dureroasă, e la 0 ani. Este un eveniment în viața ta. Este unic, este mântuirea prin credință și pocăință. Este un eveniment odată scrisă pe un certificat de botez, pe un certificat de naștere, odată. Dar să-l crești pe acest copil până ajungi la 25 de ani, nu se face peste noapte. Este muncă, este nopți nedormite, drumul la medic, este muncă investită. Așa este și în credință și așa trebuie să fie și în biserică, fraților. Treapta a patra, care este cea mai grea, care nu este pentru toți, asta nu este pentru copii, asta este pentru cei maturi, este înfrânarea, evlavia, dragostea de frați și de oameni. Asta este pentru cei maturi. Și acum vorbim despre aceasta. Ați observat vreodată pe lângă voi frați care nu se pot înfrâna? Dacă s-au supărat, următoarele 30 de minute sunt foarte complicate. Dacă este o problemă mai grea de rezolvat, nu mai au răbdare,
N-au răbdare. Hai să facem grabă mare. Hai că nu pot, mai pot să stau. De ce? Când vezi că un om nu are răbdare, știi că este la primele trei categorii. Când vezi că un om este neînfrânat, nu are frâne ca la mașină, să știi că este la primele trei categorii, de aici n-a mai crescut. Pentru că încearcă un copil să-l ții în brațe strâns așa. Vezi cât stă la tine în brațe strâns. Spune să stea la tine în biserică pe scaun două ore. Vezi cât stă lângă tine pe scaun. Pentru că nu are răbdare. Trebuie să se miște. Nu are frână în ceea ce face. Când îl superi pe acel copil, cum spune Ionas meu, tati, nu-ți mai frânde cu tine. Dacă nu i-am făcut după cum îi place, nu mai frânde cu mine. Dacă nu i-am cumpărat și îi place, nu mai frânde cu mine. Așa și în biserică. Sunt acei copii printre noi care una, două, trei ștufe și până aici. Iar cei puțini și cei maturi. Și mai departe este mai greu, că spune acolo despre răbdare, care este grea și la lucru, și acasă, și în biserică. Dragostea de frați, mai greu, pentru că frați sunt mulți. Unii mai dificili, unii mai ușori, pe unii iubești mai mulți, pe alții mai puțin. Dar pe cine trebuie să iubești? Ce spune Biblia? Pe toți. Amin? N-am spus nici pe amin. Frații, trebuie să iubești pe toți, că ți-a dat Dumnezeu. Și asta este acea stufă a cincea. Că trebuie să iubești, că a dat Dumnezeu. Și mai departe, și dacă nu poți să iubești pe fratele? Dacă nu pot, pocăiește-te! Dacă nu poți să iubești pe fratele tău, pocăiește-te! Pentru că înseamnă că ai picat de la ștufa 4 înapoi la ștufa 3. Cobor în jos pe treaptă. Dacă vrei să urci înapoi, iartă-l! Mergi și vorbește cu el. Dar mai întâi pocăiește-te tu înainte să vorbești cu el. Dumnezeu să ne ajute. Și trecem mai departe la cel ce este mai greu. La dragostea de toți oamenii. Este ușor să iubești pe toți. Ei, și pe ăla. Și pe vecinul ăla care l-am împrumutat și nu dă banii. Și pe ăla care m-a bărfit. Și știu că m-a bărfit și nu vine să-și ceară iertare. Și pe ăla. Da. Dar l-aștept să vină și numai nu vine. Iubește-l. Arată-i dragoste din partea ta. Chiar dacă știi. De ce? Pentru că ești matur la ștufa ultima. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute aici să ajungem. Și spune mai departe că maturitatea, și este un lucru foarte dureros pentru noi, nu stă în bătrânețe. Nu înseamnă că ești gri pe cap, chiar dacă e la modă, ești mai matur ca alții. Pentru că sunt așa de mulți oameni care au 30-40 de ani de pocăință în spatele lor. Și stai de vorbă cu ei și când auzi ce idei au, ce gândire au despre Biblie, ce sfaturi îți dau, tu ca tânăr te uiți la el și când vezi ce sfaturi îți dă, dați-mi voi să spun, el este bătrân în vârstă, dar păscare este aici 1, 2, 3. La credință, la pocăință, aici, n-au crescut mai mult. Și vreau să vă spun că mântuirea, care este cea mai frumoasă, cea mai plăcută, care este prima treaptă de la păcat, aia nu este finalul, cum vrem noi, ci maturitatea spirituală, spune Petru, este ținta alergării noastre, la care Dumnezeu să ne ajute. Știți cum e cu maturitatea spirituală? Ca cu sănătatea. Frate, cum îți merge? Sănătos? Da, slavă Domnului. Dar se poate mai bine. Frate, ești matur spiritual? Slavă Domnului că mă țin. Dar se poate mai bine. În biserica noastră se poate mai bine. În biserica noastră mai încape încă maturitate spirituală. Mai încape și la mine și noi la toți. Mai se poate să fim mai matur spiritual? Mai încape. Se poate mai bine. Amin? Dar și ce m-am întrebat? De unde are Petru această învățătură adâncă și profundă? Pentru că Petru totdeauna a fost așa iute la vorbă. Doamne, cum? Doamne, de ce? Doamne, el era primul care sărea, nu? Când a venit după Iisus Hristos în grădină, el a sărit primul cu sabia și a tăiat urechea. Teologii spun că a vrut să-i taie, nu urechea. Dar i-a prins urechea. El a fost primul la mână, primul la... Și acum îl vedem pe Petru un om total diferit când scrie 2 Petru. Ce s-a întâmplat? Hai să ne întoarcem pe malul mării în Galilei. Vreau să spun că și Petru avea hobby-uri cum avem noi. Știți care era? Pescuitul. Era un hobby. Și de ce hobby? Pentru că este lipit de inima ta. Știți când simți că hobby-ul tău este lipit de inima ta? Când nu ai timp și trebuie să lucri, suferi ceva și spui, uai, ce-aș face eu acum? Ce m-aș duce la pescuit? Ce m-aș duce la mașini? Sau ce m-aș duce la sală? Sau ce m-aș duce? Pentru că știi că ăla e hobby tău și ăla e lipit de inima ta. Și Petru, după moartea lui Iisus, adică după criza aceea, unde merge? Merge înapoi la hobby-ul lui. Dar Petre, nu ți-a ajuns 3 ani de zile cu Iisus Hristos și jumătate?
Nu te-ai săturat de dragostea Lui, de ceea ce ai văzut, de, nu ți-a fost de ajuns să fii acolo cu El ca să duci mai departe Evanghelia, nu? Nu ți-a fost, tu ai mers înapoi la pești. Și ce îmi place așa de frumos, este locul unde se întâlnește Iisus cu El. Petru merge înapoi la pasiunea Lui, la hobby-ul Lui, la pescuitul Lui. Și Iisus când îl întâmpină pe mare, dați-mi voi să vă întreb, așa e că Iisus s-a întâlnit cu El și mai devreme, cu Petru. S-a întâlnit? De ce nu i-a întrebat niciodată acea frumoasă întrebare care întreabă pe mare, Petre, mă iubești tu mai mult? De ce nu l-a întrebat înainte? De ce? Pe malul Mării Tiberiadei. Știți de ce? Pentru că haideți să învățăm că Iisus, totdeauna când pune o întrebare, pune precisă. Știe ce face. Treaba așa simplu, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Se spune Petru, da. Și ușor să spui da, când întrebarea este între da și nu. Nu? Pentru că și dacă îl iubești un pic pe Iisus, o lua un pic de da, e tot da. Și vine acolo și spune, Petre, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Și acum în fața lui Petru la Iisus și în spatele lui Petru ce era? Marea, peștii și corabia. Atunci când începi să compari dragostea, atunci vezi cât de mult îl iubești pe Hristos. Am auzit și dimineața. Mă iubești tu, și traducerea greacă, am spus-o într-o predică mai demult, traducerea greacă acestui verset spune, mă iubești tu mai mult decât aceștia. Acestia. Le vezi, Petre? Acum eu știu că te-am întrebat dacă te-aș fi întrebat, mă iubești? Da, te iubesc. Da sau nu? Dar când compari marea și peștii și cu mine, mă iubești tu mai mult ca acestea? Și Petru a spus, da, Doamne. Dar în greacă, Petru spune un da prietenesc, nu dragostea agape dedicată. Așa o dragoste prietenească de cafea. Cu acea dragoste i-a spus Petru. Și acum vreau să mă întreb, dacă soția ta te întreabă dacă iubești, da sau nu? E simplu, nu? Da. Dacă spune de la 1 la 10, cât mă iubești? Nu e așa că mai greu? Dar este foarte ușor să spui că soția te iubește când îi da sau nu. Dar hai să vedem în viața ta un pic un lucru. Pune lângă soția ta mașina visului tale. Și știi că speli pe ea și speli roțile și șlăfuiești și te îngrijești de ea. Și așa de dragă, nu cumva să... nici soția nu conduce, conduce altă mașină, e mașina viselor tale. Și acum dacă te întreabă Iisus, iubești soția sau iubești mașina? Nu e așa că întrebarea deja are o altă dificultate? Nu e așa? Bine, răspunsul ar trebui să fie tot da, da? Să fim clar. Această întrebare mă întreb acum seara. Noi suntem astăzi prezenți la biserică și noi iubim pe Domnul, așa este? Dar credeți că cei ce stau acasă nu-L iubesc pe Domnul? Ba, iubesc și ei pe Domnul. Nu vorbim de lucru sau de boală care le înțelegem, dar sunt mulți care, pe lângă iubirea asta de Dumnezeu, mai au multe alte iubiri. Somnul, comoditatea, relaxarea, prietenii, jocuri, marea, filmul, le-am auzit de dimineață. Dacă îi întrebi pe cei care stau acasă, îl iubești pe Domnul? Da sau nu? Păi simplu, că dacă e da sau nu, e simplu, da. Dar când întrebi, pe cine iubești mai mult, pe Domnul sau lucru care ți-a ținut vineri seara acasă? Sau lucru care ți-a ținut luni seara acasă? Sau lucru care ți-a ținut luni dimineața, duminică dimineața la biserică acasă? Pe cine iubești mai mult? Păi nu poți să minți, că dacă spui că iubești pe Domnul, erai acolo și te vedeau frații. Ai dovedit până într-o singură întrebare, pe cine iubești mai mult? Și Domnul știe pe cine iubești mai mult în inima ta. Și noi iubim foarte mult pe Domnul, dar trist este că mai sunt încă sute de alte iubiri pe care noi le avem. Și cumva îl iubim pe Dumnezeu doar cu o iubire de mâna a doua. Este trist, este adevărat. Când frații vin la rugăciune și se roagă, frații cântă, frații muncesc la clădire, frații fac misiune, frații pun daruri. Și tu stai acasă la televizor, la relaxare. Dar noi toți să-L iubim pe Dumnezeu, nu-i așa? Și frații care să sacrifică și cei care stau acasă. Trăim un creștinism plin de mofturi, supărăcioși și trist este că o întreagă adunare trebuie să facă cum spune El unul. Pentru că dacă o întreagă adunare nu face cum să spune El, nu mai dă bani la biserică. Poate dă cel mai mult bani, poate financiază cel mai mult biserica. Dar dacă o întreagă biserică nu face cum spune El, e problemă. Avem mofturi. Pentru că suntem mici, suntem copii. Dați-mi voi să vă întreb, nu putem duce biserica după un singur om. Un singur om este important, e adevărat. Are o mare valoare pentru biserică, un singur om.
Dar dacă m-am învățat în această seară să-l comparăm, când compare un singur om cu o biserică de 300 de persoane, ce este mai important? Haideți să învățăm să comparăm. Noi toți iubim pe Domnul, dar comparat cu idolii noștri, nu e așa că de multe ori Domnul e pe locul 2? Pentru că dacă Domnul ar fi pe locul 1 în viața mea, ar fi și luni, și vineri, și duminică aici. Dar trist este că Domnul în viața noastră este doar pe locul 2. Și vreau să vă întreb, se mulțumește Dumnezeu în viața ta pe locul 2? Păi ori primul, ori niciunul. Dumnezeu nu își împarte locul 2 să lese pe altul pe locul 1. El pleacă de acolo. Ori este pe locul 1 în viața ta și dai prioritate maximă și slujești cu maximă putere, cu maximă dedicare, ori nu slujești deloc, El pleacă de acolo. El nu se lasă pe locul 2, la picioarele tale, la îndemâna ta, cum vrei tu, nu. El este primul sau niciunul. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm. Și mai frumos la Petru, acolo la Marea Tiberiadei, al doilea lucru, pentru că Petru a fost întrebat de 3 ori. Al doilea lucru, și așa frumos spune Iisus chestia asta, când Iisus îl întreabă pe Petru a doua oară, Petre, mă iubești? S-a făcut că în vizorul lui Petru, când se răspunde la Iisus, era și Ioan pe aproape. Și știți acele întâlniri de priviri așa mai interesante, nu? Când vrei să spui ceva și îl vezi că te vede, și a fost Ioan acolo. Și spune Iisus așa, Petru, mă iubești? Și Ioan este în spate și trage curetele și spune Petru, da, Doamne, te iubesc. Iisus n-a spus nimica, pentru că l-a lăsat pe Petru singur să înțeleagă cât e ceasul. Dar și ce a spus Iisus? Petre, eu când am fost cu crucea în spate, tu n-ai fost aici. Petre, eu când am fost la cruce răstignit, tu n-ai fost acolo riscându-și viața ca să fii prins, de a fi recunoscut. Tu n-ai fost. Dar Ioan a fost. Ioan a fost. Petre, tu mă iubești, dar unde ai fost? Unde ți-ar da dragoste față de mine? Ascundându-te de mine? Sau cod la cod cu mine? Petre, da, te iubesc, dar între tine și Ioan este diferența. Când mergi și stai de vorbă cu oamenii, nu e așa că îi iubim pe Dumnezeu cu altă măsură decât mulți alții? Vedem în seara aceasta. Cum este când mergi la caserie? M-am întrebat de multe ori. De ce eu pot să dau și altul nu poate? Iertați-mă, dar am gândit asta. De ce eu pot să dau? Că dau că-L iubesc pe Iisus. Dau că am înțeles că-L iubesc pe El și dau pentru casa Lui. Pentru că este cel mai puțin lucru care eu pot să-L fac material pentru El când El a făcut atâta pentru mine, fără să fac nimic. Este cel mai puțin lucru. Și care este răspunsul corect? Că nu am. Dar de ce alții totdeauna au și tu n-ai? Nu te-ai gândit niciodată. Pentru că alții l-au pe Dumnezeu pe primul loc, dar pe tine Dumnezeu este pe locul 2. Pentru că alții dau la Dumnezeu când intră binecuvântarea Domnului în casa ta, așa trebuie să o vedem. Și alții dau la Dumnezeu resturile după ce dau tot, pe locul 2. Și când tu ai asta în capul tău, că Dumnezeu este pe locul 2 și este restul tău, să știi că nu este acolo. Și vreau să fac o afirmație pe care o țin în picioare. Nu există om pe pământ care să iubească pe Dumnezeu și să n-aibă nimic pentru el sau pentru casa lui. Nu există. Nu există om pe acest pământ care să spună că îl iubesc pe Dumnezeu, dar n-am nimic pentru el. Nici timp, nici bani, nici efort, nimic. Nu există. Când am mașină, dacă aș sta acasă, spune, ok, n-ai bani de benzină. Dacă n-ai mașină să vii la biserică și ai bani de benzină, să-i faci fullul de 80 de euro, ai și bani să dai la biserică. Ai. Când ai bilet de tramvai, care costă 25, 40, nu știu, ai și bani de biserică. De ce îl punem pe Dumnezeu la cotă în viața noastră? Și nu îl punem la locul de cinste care îl vrea El? Și pentru ce? Atunci când suntem copii, ne supărăm. Nu ne place. Așa ca acel copil care a avut acei 2 bănuți și unul a picat jos. Doamne, bănuțul tău s-a dus, am rămas a meu. De ce să fim noi așa cu Dumnezeu? N-ar merita Dumnezeu să dă mai mult? Pentru că dați-mi voie să vă spun, și o spun așa cu curaj, numai copiii se ceartă să vorbesc 3 ore pentru 50 de euro. Numai copiii. Oamenii penticostalii maturi nu fac asta. Asta dă dovadă ce oameni suntem. Vreau să spun că, la încheiere,
Noi toți îl iubim pe Dumnezeu, dar cu altă calitate. Și asta este diferența între noi. Dar știți ce este trist? Știți ce am citit la început? Cât a făcut Dumnezeu pentru noi? Jumătate? Un sfert? Totul. Și un Dumnezeu care a dat totul pentru mine, Fiul Său. 100%, totul. Eu nu trebuie să-i dau 10% la biserică, că nu dăm nici 10%, nu dăm aproape 3-2% la biserică. Dar nu sunt în stare să dau nici atâta și nici din timpul meu. Și îmi imaginez acum în locul meu, mă pun în locul meu, stau în fața lui Hristos, vine răpirea, mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu. Și cu asta aș vrea să încheiem. Și spunem, Dumnezeu, Ovidiule, i-am dat 100% pentru tine, îl vezi pe fiul meu. A rămas urmele în pălmile lui că a venit jos să te salveze pe tine și încleare și aici sus în cer la mine. Am dat totul pentru tine. Tu ai dat 10% pentru mine. Hai, intră în părăția mea. Așa va spune. Ovidiu, eu am dat totul pentru tine ca tu să fii mântuit. Eu planul meu l-am dus la desăvârșire și m-a costat fiul meu. Sânge scump. Și ți-am dat niște trepte care tu să le urci în fiecare zi. Nu să te oprești la prima, la doua, la treia, cum fac cei mai mulți, și să treci mai sus, pentru că asta vrea Hristos la noi. De asta am cântat și am pus cântările mai sus pe treptele de har cu Iisus, cu Iisus. Mereu înainte, în urmă, în spatele nostru să fie lumea. De asta am pus cântările astea. Să ne aduc aminte că noi în viața noastră trebuie să urcăm, să urcăm și să urcăm, să nu rămânem pe loc. Dar dacă voi spune, Doamne, eu am ajuns și am deplinit tot ce ai spus Tu, toată scara Ta. Și ce spune în versetul 11? În adevăr, în chipul acesta, și dați-mi voi să vă spun, asta este formula, numai în chipul acesta, nu este alt chip, în chipul acestei 8 trepte care le-am auzit în această seară, numai în chipul acesta, dacă am ajuns nu la prima, nu la doua, nu la treia, că la ultima. De ce? Ca să fim așa cum vrea Iisus Hristos să fim. Iisus Hristos n-a murit pentru noi să fim doar niște mântuiți credincioși la prima ștufă. Iisus a murit pentru noi să trăim viața maximă cu El. Amin? Să trăim la maxim cu El, nu la minim, la maxim. Și spune, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea, haideți să facem tot ce este posibil, să îndeplinim și să urcăm pe această scară. Și m-am folosit de exemplu scări, pentru că cei mai mulți sunt pe bauștele. Și Simi și ceilalți care sunt aici, data viitoare când urcați la bauștele pe scară, aduceți-vă aminte, prima ștufă e credința, a doua e fapta, a doua, și vedeți unde sunteți. Când plecați acasă și urcați scările în sus, ia vedeți când călcați scările pe unde sunteți. Aduceți-vă aminte de aceste cuvinte, pentru că depinde de ștufa din care sunteți, va depinde viața voastră dincolo. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, îmi cer iertare pentru timpul depășit, dar fie ca cuvântul acesta să-și facă rod în viața noastră, să ne ajute să fim niște oameni maturi. Nu doar niște pocăiți mântuiți, niște mântuiți maturizați. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.